Lucrurile lui le-ai păstrat pe toate sau ai mai și dat din ele? 90% din lucruri sunt încă acasă la locul lor. Ba chiar am făcut un fel de muzeu într-o vitrină de sticlă în care am pus ce am considerat eu cumva că este caracteristic. Hainele sunt. Nu am dat, adică cred că, nu știu, am dat poate 2-3 perechi de încălțări în camera... și în dormitorul nostru. În dormitorul vostru, da. Ai făcut acel muzeu, da. Mic. Cum îți este să vezi în continuu, în fiecare colț al casei, poze, lucruri care îi aparțineau? Nu cred că aș putea să nu le văd. Este la fel de dureros? E un mix de sentimente. Vine la pachet cu dor și în același timp, nu știu, spre exemplu, am pe noptiera mea de la pat o poză cu el pe care o aveam și înainte, pentru că e un lucru pe care chiar mi-aș dori să-l menționez. Eu nu mi-am manifestat dragostea față de el doar după ce l-am pierdut. A fost un lucru pe care l-am arătat dintotdeauna și poza aia este acolo și de fiecare dată când mă pun în pat și mă culc, îi zic te iubesc sau, nu știu, somn ușor mie că tu, nu știu, dacă mai dormi sau dacă mai există somn acolo unde ești, dar da, nu știu, vorbesc cu el în gând. Și observ că încă porți și inelul de logodnă și verigheta. Da, încă le port și probabil am să le port pentru totdeauna. Nu simt că nu mai sunt căsătorită. Adică, nu știu cum să explic. Nu știu, dar da, le port. Nu pot să renunț la ele și nici nu vreau să renunț la ele. Care a fost cel mai greu moment după pierderea lui în care ai simțit că te-a ghidat cumva? Nu știu, cred de fapt că cel mai greu moment a fost de ziua Irisucăi, când ea s-a îmbolnăvit, am fost cu ea la spital și a coincis cu perioada în care tatălui a fost la noi în vizită și efectiv am simțit că parcă el a programat să se... Tatălui locuiește în Italia și vine din două în două luni, când poate, cum poate. Și am simțit cumva că a fost cumva programată de el la cea venire a lui ca să fie cu noi în perioada aia, pentru că nu știu sigur cum am fi reușit să gestionăm. Plecat la urgențe la 1 noaptea, l-am luat din pat. Adică și atunci am simțit cumva că a aranjat el așa într-un fel lucrurile. Apropo de semnele de la el, pe care persoanele mai puțin credincioase le-ar putea numi coincidențe, 24 martie pică fix vineri, adică e cumva o zi aleasă, iar el ne-a lăsat instrucțiuni ca pentru copii mici. Am descoperit în telefon la el cu liniuță tot ceea ce își plănuia să se întâmple la lansare. Și practic noi am luat de acolo tot și ne focusăm să îndeplinim tot ceea ce tot voia ceea el ce își dorea să fie el, așa cum voia să arate. Da, a lăsat așa totul pregătit cumva ca noi să nu... ne, nu știu, spetim foarte tare. Crezi că ar fi presimțit așa că se va întâmpla ceva rău pentru el? Nu mi-a spus absolut nimic. Dar așa, prin comportament, prin gesturi, dădea de înțeles? Acum, dacă te gândești și dai timpul înapoi. Nu dădea de înțeles în niciun fel, pentru că a fost un om extraordinar de pozitiv și de energic. În schimb, eu cred că el în adâncul sufletului a simțit ceva, pentru că
știu că, sau se spune că oamenii simt. Da. Unii cu o săptămână, unii cu o lună, unii cu două, unii cu trei. Dar cred că a ales, dacă a simțit, să ignore sau să nu se gândească. Fix în seara când s-a întâmplat, nu știu dacă am mai spus lucrul ăsta, nu mi-amintesc, mașina cu care trebuia să plecăm la concert a făcut pană.